Ruga Chișozeană promite două zile de muzică, dans și voie bună în grădina de vară a Casei Naționale Chișoda. Evenimentul va începe de la ora 18.30 și va aduce pe scenă artiști renumiți și ansambluri folclorice de renume. În data de 15 august, pe scenă va urca Mihaela Petrovici, acompaniată de orchestra Petrovici Band, Ghiță Călțun Brancu și orchestra și Loredana Sur alături de orchestra Modern Music. De asemenea, în data de 16 august, artiștii care îi vor încânta pe cetățeni sunt Teo Rose, Cosmin Popa, acompaniat de Orchestra Nova Music și Stana Stepănescu, acompaniată de Orchestra Ava Music. Totodată, ansamblul folcloric Ghiocelul din Giroc, acompania de Orchestra Casei de Cultură Ionel Lucian Șipoș, a Comunei Giroc, condus de dirijor Adrian Safta, va aduce pe scenă dansuri și cântece tradiționale care vor încânta publicul. Participarea la ruga chișozeană este liberă, oferind o ocazie excelentă de a celebra tradițiile și cultura locală într-un cadru festiv și plin de bucurie.